Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Nou record al infectărilor în ultimele 24 de ore. 994 de cazuri raportate în urma testării din ultima zi. Foarte interesant o declarație a ministrului de interne care spune că acest 994 include și retestările. Însă, deși au existat sceptici care și-au exprimat punctul de vedere referitor la această afirmație, cred în continuare cu tărie că suntem pe un trend ascendent. Lucrurile nu sunt deloc bune în acest moment. 994 de cazuri nu este o cifră mică în 24 de ore, așa că e foarte important să respectăm regulile. Avem și ce reguli să respectăm de astăzi înainte, pentru că legea carantinei și a izolării a intrat astăzi în vigoare. Ați urmărit și dumneavoastră la Realitatea Plus ce spune premierul, ce spune ministrul de interne. Sunt măsuri pe care autoritățile le vor lua în ceea ce privește persoanele care vin din alte țări și vorbim de țări care au un risc epidemiologic destul de ridicat în această perioadă. Aceste persoane vor fi obligate să stea 14 zile în carantină. De asemenea, în carantină vor sta și cei care au avut contact cu cel puțin o persoană confirmată cu noul coronavirus, iar izolarea se face, se instituie pentru persoanele bolnave cu semne și simptome sugestive. Se poate face acest lucru atât la domiciliu, în cazul în care vorbim de simptome ușoare sau lipsa simptomelor, și la spital atunci când persoana infectată are nevoie de îngrijiri medicale serioase. Au existat foarte mulți sceptici în ultima perioadă, sceptici care au intrat la un moment dat în conflict cu persoanele care cred cu tărie că trebuie să respecte regulile, indiferent cât de incomode ar fi ele. S-au iscat conflicte în societatea românească. Am avut parte de proteste, dar am avut parte și de imagini pe care și noi le-am difuzat la Realitatea Plus, în care oameni simpli au ajuns să se certe dacă unii trebuie sau nu să respecte legea. Așa că alături de mine astăzi este un invitat care ne poate ajuta să înțelegem mai bine de unde au pornit aceste conflicte și cum le putem repara. Domnul Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Polițiștilor Europol. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua. Domnule Andreica, ați văzut și dumneavoastră felul în care lucrurile au evoluat în ultimele săptămâni. Și aceste conflicte pe care noi le-am difuzat la televizor, din dorința de a le arăta unora sau altora, că nu e în regulă să ajungem la așa ceva. Legea e lege și trebuie respectată. Eu cred că de fapt, asta îmi spun toți polițiștii atunci când mă opresc să-mi ia permisul sau încalc vreo regulă de circulație. Da, într-adevăr, am avut foarte multe conflicte în ultima perioadă. Am văzut diferite opinii ale societății față de acest coronavirus. Și de asemenea, am avut o degringoladă în ceea ce privește legislația aplicabilă de la începutul stării de urgență și pe parcurs. Pentru că, din punctul meu de vedere, cred că este semnificativ situația în care Curtea Constituțională a stabilit neconstituționalitatea unor prevederi legale și evident că după ce o perioadă destul de consistentă de timp, de aproximativ o lună de zile, aceste măsuri au fost implementate cu rigurozitate de către forțele de ordine în societate, iată, am avut această decizie prin care au fost practic răsturnate prevederile legale reglementate sub o formă sau alta la începutul stării de urgență. Și sigur, din acel moment a apărut și această nemulțumire și această frustrare în societate, pentru că au fost persoane care au respectat și au fost persoane care au încălcat legea și cu toate că au încălcat legea, iată, în urma acestei decizii au și scăpat. Pe urmă am avut a doua decizie a Curții Constituționale, referitoare la faptul că izolarea și carantinarea sunt măsuri care pot fi dispuse doar prin lege și doar în anumite condiții, pentru că vorbim despre drepturi constituționale. Și din nou am avut parte de o situație în care societatea a fost cumva bulversată de aceste decizii, astfel că, sub o formă sau alta, au fost polarizați oamenii în cei care cred și cei care nu cred. Sunt foarte puțini dintre cei care sunt la mijloc, ca să spun așa, și, într-adevăr, cei care sunt la mijloc, chiar dacă nu cred, din respect pentru ceilalți, înțeleg
și ei la rândul lor să își ia acele măsuri de precauție, să poarte masca în locurile închise și așa mai departe. Deci e clar că vorbim despre, până la urmă, și despre un conflict în interiorul societății între oamenii care cred și cei care nu cred. Și la mijloc, evident, sunt polițiștii, care au și fost scoși țapii spășitori pentru situațiile din perioada stării de urgență. La pentru... ce vă referiți când spuneți că au fost scoși țapii spășitori pentru amenziile acelea mari sigur, au fost... și neconstituționale de-al? Au fost, în primul rând, pentru acele amenzi, pentru că, pe de o parte, la începutul stării de urgență, atât președintele României, cât și reprezentanții guvernului au venit și au solicitat din partea noastră fermitate, rigurozitate în aplicarea acelor măsuri, iar la finalul perioadei, când a existat acel val de nemulțumire, cumva au încercat să se dezică de acele dispoziții, lăsând să se înțeleagă că, de fapt, polițiștii au fost prea severi și au fost prea riguroși și nu au manifestat, flexibilitate în ceea ce privește faptele constatate. Și sigur că acest lucru ne-a deranjat, pentru că, așa cum am spus, noi am fost în prima linie și am fost cumva prinși în mijloc și a trebuit să aplicăm niște prevederi care ulterior au fost constatate ca fiind neconstituționale. Așa că e clar că, în primul rând, noi am avut de suferit ca și imagine. Am văzut cu toții că foarte mulți români nu respectă regulile. Și ne-am întrebat, doamne, unde sunt polițiștii care ar trebui să-i amendeze pe cei din tramvai care nu poartă mască, pe cei care intră în magazine fără mască? Unde au fost? Sau unde sunt oamenii legii în aceste momente? Pot fi oriunde? Am observat că la începutul, de fapt, pe perioada stării de urgență, toată lumea reclama faptul că sunt foarte mulți polițiști, că sunt foarte multe filtre și că sunt opriți de foarte multe ori. E clar că acea percepție a avut loc pe fondul faptului că traficul propriu-zis, de traficul auto, traficul de persoane, pietonal, practic, a scăzut foarte mult și atunci, în aceste condiții, polițiștii au fost mult mai vizibili. În continuare, noi avem efective mărite în stradă, doar că, sigur că aceste măsuri de relaxare adoptate de către guvern au generat din nou, practic, o circulație mult mai abundentă a oamenilor în locurile publice, pe drumurile publice și atunci, sigur că polițiștii nu mai sunt atât de vizibili. Și, de asemenea, vorbim despre un număr mult mai mare de cetățeni care încalcă aceste reguli și ar fi aproape imposibil ca la fiecare colț de stradă, în fiecare tramvai sau, în fiecare spațiu public unde există un flux mai mare de oameni să avem patrule de poliție care să stea non-stop acolo și să identifice astfel de persoane. Și, de asemenea, de multe ori, în momentul în care cetățenii văd patrulele de poliție, imediat își pun masca... Își trag centura peste... Exact. La fel cum fac cu centura, la fel fac și cu masca, își trag masca peste față și peste nas, cu toate că în restul timpului probabil că au avut-o undeva sub bărbie și n-au exact purtat-o corespunzător. Cum unii dintre ei au centura exact trasă cuplată de la pe la spate. Cuplată pe la spate. Exact același lucru se întâmplă și în cazul mășii. Doar este. Că în ambele cazuri, atât centura de siguranță salvează vieți, cât și masca salvează vieți. Vizează ar trebui să le privim noastră, în același mod? Sub nicio formă. E, până la urmă, și studiile, pentru că au fost foarte multe, cred că a fost și o problemă de comunicare sau o insuficientă comunicare din partea guvernului pentru toate păturile sociale. Cu toate că vedem acele clipuri în care ni se spune poartă masca pentru cei din jur, poartă masca pentru a-i apăra, pentru a-i proteja și așa mai departe, am văzut zilele trecute acel incident dintr-un supermarket cu o categorie de oameni care cred că aceste mesaje nu sunt fără ecou. Adică, odată că nu le înțeleg și, în al doilea rând, că e clar că nu au fost adaptate pe nivelul lor de înțelegere, pentru că în societatea noastră vorbim despre pături diferite, pături sociale diferite, despre cultură diferită, despre nivel de educație diferit și atunci sigur că sub o formă sau alta trebuia să, ca guvernul să adapteze aceste mesaje în așa fel încât să-i conștientizeze cu privire la importanța respectării acestor măsuri. Credeți că guvernul nu a făcut suficient de mult în a ajuta polițiștii sau în a ajuta populația să înțeleagă mai bine despre ce este vorba? Am avut să ținem cont de faptul că am avut și un aflux de știri false. Așa este. Enorm. Deci, așa este. Clar au existat presiuni. Dacă analizăm modul în care a comunicat guvernul, este, putem să apreciem că a fost suficient. Însă, dacă comparăm în raport cu știrile false și cu toate acele conspirații care au fost rostogolite în spațiu public, în, mai ales în zona de social media, unde am văzut tot felul de teorii
conspiraționiste cu privire la acest virus, e clar că guvernul a comunicat insuficient. Pentru că de fiecare dată, practic, trebuia să existe o reacție promptă din partea guvernului. Și aici pot să dau un exemplu din Marea Britanie, unde la un moment dat un medic, într-un clip, a combătut teoria conform căreia dacă porți mască, nu ai la fel de mult oxigen și te sufoci pe timp de vară. Și el a dovedit... E fals. Și el a dovedit că nivelul de oxigen, saturația de oxigen, este la același nivel și cu mască și fără mască. Da, am văzut. E inconfortabilă, pentru că, ce să vezi, oamenii nu s-au născut cu măști pe față. Așa este. Dar nu e atât de periculoasă masca pe cât au încercat unii să o promoveze. Haideți să stăm de vorbă despre măsurile bune, despre măsurile mai puțin bune, dar și despre acest gol legislativ, acest vid legislativ, care ne-a lăsat 2 săptămâni sat fără câini. Și alături de noi este domnul Sorin Paveliu, expert în politici de sănătate publică. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi prin Skype de această dată. Chiar și așa, e mai mult decât suficient. Domnule Paveliu, aș vrea să vă întreb, în primul rând, unde s-a greșit până în acest moment? Spunea mai devreme domnul Andreica de faptul că guvernul n-a făcut suficient de multe, n-a sprijinit oamenii legii prin informare. Deși am văzut cu toții bani cheltuiți pentru o campanie de informare în media și așa mai departe. Se putea face mai mult decât atât? Dacă ne auzim, domnule Paveliu. Colegii mei poate ne ajută să stabilim această legătură prin Skype, pentru că ne-ar prinde foarte bine să vedem și care este părerea unui expert în politici de sănătate. Până atunci, domnule Andreica, 2 săptămâni fără reguli, cum a fost această perioadă pentru oamenii legii, pentru polițiști, pentru cei care au vegheat la aplicarea măsurilor nesusținute, practic, de nicio regulă? Au plecat 1000 de oameni din spitale. Da, așa este. A fost o perioadă destul de grea, pentru că odată trebuie să menționăm faptul că polițiștii vin de pe durata stării de urgență, fără a avea concedii de odihnă, fără a fi avut zile libere, deci cu un număr foarte mare, impresionant, de ore suplimentare pe care aceștia le-au înregistrat, de presiunea la care ei au fost expuși, pentru că vorbim despre milioane de persoane care au fost legitimate pe durata stării de urgență. Și, într-adevăr, vorbim despre prima lacună legislativă care a lăsat fără instrumente poliția între perioada stării de urgență și perioada stării de alertă. Acele 3 zile în care am văzut petreceri, am văzut cum oamenii efectiv au dat năvală. Artificii, credeam că am scăpat atunci. A fost efectiv un sentiment de eliberare pentru unii. Exact. Și la fel și după. Vorbim despre 2 săptămâni în care polițiștii, sub o formă sau alta, la un moment dat chiar au fost luate și niște măsuri stângace, ca să spun așa, neacoperite de lege, prin care polițiștii au fost trimiși la ușile persoanelor care s-au aflat în izolare, de exemplu, sau asupra cărora existau suspiciuni cu privire la infectarea cu noul coronavirus, să semneze un proces verbal în care se menționa faptul că, deși există o decizie a Curții Constituționale, totuși se recomandă ca cei oameni să rămână în casă, întrucât, în alte condiții, se pot întruni elementele constitutive ale infracțiunii de zădărnișire a combaterii bolilor. Și iată, am asistat la un simulacru de intimidare a oamenilor ca să nu iasă din casă, evident, în mod disperat, pentru că alte mijloace nu au fost puși în pericol chiar oamenii legii. Haideți să stăm de vorba, cred că am reușit să stabilim această legătură telefonică. Domnul Paveliu, bună ziua! Bună ziua! Auziți? Ne auzim? Sunteți alături de noi prin Skype. Mă auziți? Mai greu, dar ne auzim. Ne auziți? Ok. Eu da. Bun, dacă ne auziți, aș vrea să vă întreb, eu nu vă aud, de asta vă întreb, dar poate ne aud telespectatorii noștri sau cei care poate ne urmăresc online. Aș vrea să vă întreb, unde s-a greșit, unde credeți dumneavoastră că s-a greșit până acum și ce s-ar fi putut face mai bine? Pentru că domnul Andreica spunea mai devreme că la un moment dat guvernul a avut niște momente în care nu a comunicat așa cum trebuie și a permis unor instrumente din afara țării, poate, nu ne întrebăm, e legitim să ne întrebăm, să creeze un val de fake news care a împărțit societatea românească în 2 mari tabere. Credincioși, COVID-o-credincioși și COVID-o-necredincioși. Da, astfel de
răspunsuri nu pot să vină decât după ce apare atacul. Deci n-aș putea să acuz guvernul de proastă comunicare. Sigur, comunicare mai bună se poate face permanent, dar în cazul de față ar fi nedrept ca să îi acuzăm pentru necombaterea fake news-urilor la timp. În schimb, guvernul putea să facă unele lucruri mai bine. De exemplu, în acest moment, ceea ce aș aștepta eu de la guvernul României este că dacă ai o lege, să o aplici. Respectiv, dacă ai sancțiuni, să le aplici. Asta nu înseamnă că faci exces de zel pentru că se aplică niște legi. Hai să facem o paralelă, să ne uităm, avem un cod rutier. Și noi nu prea respectăm codul rutier și de ce nu îl respectăm? Pentru că știm că anumite lucruri pe care le încălcăm nu sunt sancționate. Ba că parchezi greșit, ba că faci o depășire, ba că pleci pe galben și așa mai departe. E, în cazul de față, ceea ce aș aștepta de la guvern e ca regulile impuse de această stare de alertă epidemiologică să fie ranforsate, să fie permanent impuse cu tărie. Și nu în ultimul rând să nu uite că exemplul personal poate că este cel mai important lucru pe care ar putea să-l facă, adică să nu mai dea rateuri, apropo de comunicare, rateuri în care să arate că tocmai cei care fac regulile sau care sunt primii chemați să le pună în practică încalcă aceste reguli. Am avut la un moment dat un caz în București, acel fost ofițer de poliție care s-a dus la policlinica MAI și a infectat acolo un spital întreg, a băgat în carantină un spital întreg, a îmbolnăvit zeci de oameni, sute de cazuri. Da? Practic primul focar din București acela a fost. Și acel om a fost acuzat de zădărnicire în combaterea bolilor. Bun. Acum avem 1000 de persoane care au plecat pe semnătură proprie din spital. Și nu știm ce au făcut toți. Că poate s-au dus la rude să se pupe, să se îmbrățișeze. Că ei nu cred, domnule, în coronavirus, că n-au ei nicio treabă cu asta. Că a vrut guvernul să ia bani de la UE, domn. Avem două cazuri. Unul care a fost linșat mediatic săptămâni întregi, da? Vorbim de acel personaj din București, și celelalte 1000 de cazuri ale căror nume nu le cunoaștem, dar care e posibil să fi făcut cam același lucru. Unii dintre ei, sigur, nu toți, pentru că vorbim și de români responsabili. Și atunci ce să înțeleagă poporul român din toată ecuația asta? Că ce-au făcut cele 1000 de persoane e mai puțin grav decât ce-a făcut celălalt, care a avut și vina de a fi fost cadrul meu ei? Că nu prea ni se pupă toată treaba asta. Și încă o întrebare, astăzi, acest instrument deosebit de important, dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, în ce condiții se mai poate el aplica? Întrebarea este pentru amândoi. Încep cu domnul Andric. Sigur, atunci am vorbit despre un alt moment și anume despre un moment în care vorbeam despre teamă, vorbeam despre frică, nu cunoșteam foarte multe despre acest virus și evident și mass media a promovat intens acel caz, astfel că consecințele pe care le-am văzut au fost cumva generate de elementul de noutate. Totuși, este de blamat și comportamentul acelui fost ofițer, pentru că, până la urmă, știm foarte clar, el a ascuns anumite elemente încă de la început. Anumite informații care ar fi putut salva probabil câteva zeci sau chiar sute de persoane care ulterior au intrat în contact cu acea persoană și s-au infectat. Însă, în acest caz, iată, vorbim despre 1000 de persoane care, asupra cărora statul nu a mai avut niciun fel de pârghie juridică pentru a-i obliga să respecte anumite măsuri, practic n-a mai avut nici măcar măsurile respective. Și implicit vă răspund și la întrebarea referitoare la zădărnicirea combaterii bolilor, pentru că în intervalul celor două săptămâni, practic, nu a mai avut măsurile, adică unul din elementele constitutive ale infracțiunii, și anume nerespectarea măsurilor autorităților, nu a mai existat. Practic, nu au mai fost măsuri care să trebuiască să fie respectate de către cetățeni în acest caz, deci referitor la izolare sau carantinare. În această perioadă, dacă cineva care pleca din spital îmbolnăvea 30 de persoane, 100 de persoane, el nu putea fi acuzat de zădărnicirea combaterii bolilor? Putea să fie acuzat doar dacă cumva, sub o formă sau alta, se dovedea intenția lui directă de a face acest lucru. Însă, iată, așa cum orice bolnav, orice persoană care a fost infectată și care a ieșit din spital, este clar că sub o formă sau alta s-a deplasat la domiciliu cu un mijloc de transport. Probabil cu un
taximetru, probabil cu un autobuz, probabil cu niște prieteni care au venit după el, deci e clar că în momentul în care a ieșit din spital, el a putut reprezenta un pericol pentru ceilalți din jurul lui. Pe două picioare. Exact, din jurul lui. Dar în raport de prevederile legale, iată, dacă n-am avut anumite măsuri legale, nu am avut de ce anume să-l acuzăm pe acel individ că ar fi nerespectat. Și atunci, sigur că am avut o perioadă de două săptămâni în care am stat și am așteptat să vedem care vor fi consecințele. Domnule Paveliu, am avut perioada asta în care, practic, a fost extraordinar de greu să acuz pe cineva de zădărâncirea combaterii bolilor. Zădărâncirea combaterii bolilor, acuzație care, în starea de urgență, a reușit să țină în casă milioane de români de frica legii. Acest lucru a dispărut în această perioadă de două săptămâni. Care-i lucrul cel mai grav în toată ecuația asta? Sincer, îmi pare rău că în momentul de față există această tentație de a da vina pe absența legislației pentru ceea ce se întâmplă în momentul de față în România. Nu cred că aceasta este problema. Cred că România este lovită de un delir de optimism, un optimism delirant, ca să-i spun așa, în care nimeni nu crede că se poate îmbolnăvi. Cunosc, în sfârșit, persoane care sunt în momentul de față în care vorbim, sunt bolnave de 4-5 zile de COVID-19 și în continuare au o puternică, nu știu cum să spun, credință că nu li se întâmplă nimic. Deci sunt diagnosticate, au test pozitiv și sunt în continuare convinse că nu o să fie decât o chestie banală care trece și asta este. Ori vă dați seama, cu cât ai această credință mai puternică, cu atât măsurile pe care le iei de a preveni transmiterea bolii sunt mai scăzute, sunt mai mici. Din păcate, nu știu cum am putea convinge populația, să fim cinstiți, prin mijloacele video, respectiv televiziune, nu ajungem la așa număr mare de populație cum ne face nouă plăcere să credem. Nu este acesta adevărul. Și oamenii, dacă nu văd cu ochii lor, nu cred. Culmea e că și cei care văd nu respectă. Eu cunosc, de exemplu, două categorii. Nu lucrez într-un asemenea mediu, dar spitalicesc, dar cunosc asistente din spitale non-COVID care s-au îmbolnăvit și care în continuare cred că nu se va întâmpla nimic persoanelor lor și persoane care lucrează în spitale COVID și care după ce au văzut care este evoluția acestei afecțiuni și-au schimbat comportamentul care inițial era tot așa de neîncredere față de gravitatea bolii. Am identificat, domnule Paveliu, iată cu ajutorul dumneavoastră o mare problemă. Imediat, vă mulțumesc pentru această intervenție, imediat intrăm și pe Realitatea Plus, pentru că și telespectatorii de acolo ne așteaptă. Bine, cu multă plăcere. Mulțumesc. Bună ziua. Da, o să avem un pas către Realitatea Plus, în care aș vrea să vorbim puțin despre chestiunea de mai devreme, despre această pedeapsă de zădărnicire a combaterii bolilor, cum a dispărut ea două săptămâni, ce efecte a avut și, de asemenea, cum s-ar putea ajunge la o astfel de acuzație de acum înainte. Avem instrumentele necesare să declanșăm, de exemplu, un astfel de dosar în cazul unei persoane care își infectează cu bună știință sau nu familia, sau nu neapărat familia, prietenii, vecinii? Da, sigur. Pentru că avem autoizolarea și în aceste Perfect. Condiții. Acum vedem. Dreica, președintele Sindicatului Europol. Bun găsit! Bun găsit, Nicoleta! Suntem aici la România în realitate, alături de invitatul meu de la această oră, domnul Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Polițiștilor Europol. Discutam în emisiune, în urmă cu doar câteva momente, despre zădărnicirea combaterii bolilor. O infracțiune care, atenție, timp de două săptămâni efectiv a dispărut. Polițiștii, oamenii legii, n-au putut sancționa
pe nimeni pentru această infracțiune care, aduceți-vă aminte, în perioada stării de urgență a ținut milioane de români în casă de teama de a nu fi acuzați de așa ceva și de teama de a nu își îmbolnăvi prietenii, colegii de muncă și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri despre care putem discuta, dar acum, domnule Andreica, aș vrea să vă rog să ne spuneți dacă din acest moment, de astăzi, a intrat în vigoare această lege, avem instrumentele necesare pentru a deschide astfel de dosare acolo unde va fi cazul și cum se poate întâmpla acest lucru. Sigur, infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, prin prisma elementelor constitutive, reprezintă în primul rând nerespectarea măsurilor impuse de autorități. Aceste măsuri impuse de autorități au dispărut în perioada celor două săptămâni și, practic, doar în situațiile în care puteam dovedi premeditarea unei persoane pentru a îmbolnăvi o altă persoană, doar în aceste condiții puteam vorbi până la urmă despre o presupusă faptă de natură penală. Însă, din acest moment, având în vedere că de astăzi a intrat în vigoare noua reglementare în ceea ce privește izolarea, carantinarea persoanelor infectate, este clar că din momentul în care se dispun astfel de măsuri față de acele persoane, iar acele persoane nu le respectă, este clar că din acel moment vorbim despre o posibilă săvârșire a unei infracțiuni, respectiv cea de zădărnișire a combaterii bolilor. Avem aproximativ 1000 de români care au plecat de bunăvoie din spitale, deși știau că sunt infectați cu noul coronavirus. Ei au plecat acasă, așa cum ați spus și dumneavoastră, folosind un taxi, o mașină unor prieteni, poate chiar mijloacele de transport în comun. Și mă îndoiesc că au plecat de acolo cu combinezoane pe ei. Bine, poate sunt unii foarte responsabili care au zis, nu am simptome, mă urc în propria mașină cu care am și venit la spital și mă duc acasă unde mă izolez singur, fără familie. Sau poate chiar cu familia, dacă membrii familiei își asumă acest lucru. Dar ce ne facem cu cei care nu au fost responsabili? Cei care poate în parcursul, în drumul lor către casă, au infectat alte zeci, poate chiar sute de persoane. Dacă vorbim de cei care au plecat cu mijloace de transport în comun, tren, autobuz, troleibuz și așa mai departe, se pot declanșa astfel de dosare în acest moment pentru persoanele care, iată, nu putem spune că au încălcat legea, că nu avea, dar au făcut ceva imoral. Este clar că pentru aceste persoane să nu generalizăm. Putem discuta doar despre încălcarea legii de astăzi înainte, în situația în care nu vor respecta măsurile impuse, dacă va mai fi cazul. Deci dacă descoperim că una dintre aceste 1000 de persoane a infectat 200 de oameni strănutând în tramvaiul 32 din Rahova, nu putem să-i deschidem un dosar penal unei astfel de persoane? Se pot întocmi acte permergătoare pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor și sigur în situația în care în urma cercetărilor se va stabili că vorbim despre o acțiune care a dus la îmbolnăvirea altor persoane, o acțiune care putea fi prevenită sau, Doamne ferește, să nu vorbim despre o premeditare, de exemplu, pentru că am mai văzut și astfel de situații, clar că putem vorbi despre un astfel de dosar penal. Însă pentru cei care au optat să iasă din spital pe propria semnătură, pe propria responsabilitate, e clar că nu mai avem un istoric a acestora în societate, în legătură cu persoanele cu care au intrat în contact. Și cred că, din nou, trebuie să vorbim despre acest transfer de responsabilitate, care inițial, în perioada stării de urgență, a fost în sarcina autorităților, iar după starea de urgență, s-a transferat, evident, în sarcina cetățenilor, care sunt responsabili de ceea ce fac, de modul în care se protejează și de modul în care protejează și pe ceilalți. Da, pentru că una este să fii asimptomatic și să nu știi că ai virusul și să mergi la serviciu, alta este să pleci din spital, să știi că ai virusul, să nu-ți pese asta, dar să te duci să te întâlnești cu prietenii la un grătar. Iar asta se numește iresponsabilitate, dacă n-am putut o numi altceva din cauza acestui vid legislativ. Haideți să discutăm ce se întâmplă de acum înainte. În câteva momente vom detalia toate aceste subiecte. Ni se alătură imediat și domnul Adrian Cuculis, avocat. Până atunci însă mă întorc la colegii mei de la știri să le dau pasa și să le mulțumesc pentru ocazia de a vă vorbi și dumneavoastră, telespectatorilor Realitatea Plus. Pe ceilalți care nu rămâneți alături de știrile Realitatea Plus, vă aștept și aici la realitatea.net, la România în Realitate. Nicoleta, mulțumim! Da, doamnelor și domnilor, iată, ne întoarcem. Suntem în această emisiune online. Sunt foarte mulți oameni care ne urmăresc acum pe internet și le mulțumesc pentru asta. Avem o lege a carantinei, a intrat în vigoare, de acum înainte știm ce avem de făcut. Vorbeați mai devreme, de fapt vorbea și domnul Paveliu mai devreme, despre ce s-a întâmplat în societatea românească. Practic am avut oameni care nu știm de ce, nu știm ce s-a pogorât asupra lor, efectiv
au început să nege absolut orice legat de acest virus și au început să manifeste un optimism exacerbat. Asta le-a pus mari probleme și oamenilor legii. Am văzut în starea de urgență adevărate războaie pe străzile din România. A părut în anumite momente că oamenii legii erau depășiți de situație, cum a fost, de exemplu, cazul de la Brașov, de la Săcele, unde doi polițiști și un jandarm au fost prinși în mijlocul unui război cu bâte, țambre, topoare. Am avut aproximativ 60 de persoane. 60 de persoane și... De o parte și de alta. Da, da, exact. Și câți oameni ai legii erau acolo? Trei oameni. Trei oameni ai legii. Ajungem într-o altă situație pe care trebuie să o discutăm. O situație legată de efectivele din cadrul Poliției Române de astăzi. Ați simțit în această perioadă dificilă nevoia de personal în cadrul poliției, că se vorbește despre asta de ani de zi. Așa este. Este clar că s-a simțit nevoia pentru că am simțit-o și înainte. Poate mai mult ca niciodată. S-a acutizat pentru că, pe de o parte, vorbim despre colegi care au fost delegați și detașați de la posturile lor permanente de muncă. Vorbim despre o centralizare a întregului personal spre zona stradală unde am avut acele filtre și am avut acele dispozitive de ordine publică mărite pentru a veghea la respectarea măsurilor impuse. Însă toate aceste persoane, toți acești colegi s-au întors la locurile lor de muncă și în continuare în stradă sunt foarte puțini polițiști. Este o problemă asupra căreia clar trebuie să ne aplecăm, pentru că acest lucru l-au simțit și oamenii. Au fost foarte mulți cetățeni care au spus că s-au simțit mai în siguranță când au văzut efectivele mărite de pe stradă și chiar au întrebat, ok, dacă... Și armata. Ok, dacă trecem de stare de urgență, vom mai vedea același număr de polițiști pe stradă? Pentru că, e clar, oamenii s-au simțit în siguranță, da. Polițiști erau mult mai mulți și erau, practic, într-un număr insuficient în raport de nevoi și totuși s-au părut a fi mult mai mulți. Au și de făcut muncă de birou, dosare de instrumentar. Aici nu mai rău să discutăm despre... Au și concedii. Așa este, nu mai rău să discutăm despre întârzierile care au avut, care au loc, practic, în soluționarea dosarelor penale și vorbim despre sute de mii de dosare penale, mai ales în București, unde polițiști de la judiciar instrumentează între 500 și 1000 de dosare penale pe an, ceea ce este aproape imposibil de gestionat. Și evident vorbim despre colegi care sunt o generație tânără de colegi care a intrat în sistem și nu a mai existat acea tranziție naturală de la cei care vin nou în sistem și cei care, iată, au vechime și care au părăsit sistemul brusc în ultimii ani pe fondul discuțiilor care au adus o lipsă de predictibilitate în ceea ce privește modul în care ei se vor pensiona. Și aici este clar vina politicienilor care, sub o formă sau alta, subiectul pensiilor militare l-au fructificat în favoarea lor, încercând să aducă o vrajbă în societate și scoțând în evidență niște excepții de pensii militare, care într-adevăr sunt mai mult decât nesimțite, însă care reprezintă probabil 0,01% din întreg sistemul de pensii militare pe care îl avem noi în momentul de față. Dar este clar, avem nevoie de polițiști și partea bună a lucrurilor este că în sfârșit au văzut oamenii și au simțit oamenii nevoia de polițiști în stradă. Lucru pe care, evident că pe noi ne bucură, pentru că este una să intervii cu o patrulă de 2 polițiști la un astfel de scandal. Și alta este să vii cu 20. Și alta este să ai 2-3 patrule care, sigur, pe care le poți gestiona altfel pentru a plana conflictul. Alături de noi este acum domnul Adrian Cuculis, avocat. Bună ziua! Bună ziua! Știu că sunteți în acest moment dornic să ne explicați și nouă ce s-a întâmplat în această perioadă de 2 săptămâni în care efectiv noi n-am avut lege pe care să o aplicăm și discutam mai devreme cu invitatul meu, domnul Cosmin Andreica, despre faptul că zădărnicirea combaterii bolilor, această infracțiune, practic n-a existat 2 săptămâni în România pentru că nu putea fi deschis un dosar. N-aveai suficiente probe, n-aveai suficiente reguli care să fie încălcate astfel încât să demonstrezi că s-a produs o astfel de infracțiune și a fost o perioadă foarte dificilă. Înțeleg însă că nici de acum înainte, deci avem această lege a carantinei și a izolării, nici de acum înainte nu putem să-i sancționăm pe cei care în această perioadă de 2 săptămâni n-au fost responsabili și au infectat alte persoane. De ce?
Da. Bună ziua, în primul rând îl salut și pe domnul Andrei, că noi ne cunoaștem, ne-am văzut de mai multe ori, mai multe emisiuni și am avut niște dezbateri întotdeauna productive și sper că și în urma dezbaterii de astăzi telespectatorii Realitatea TV să rămână cu ceva important de cum ar trebui să se comporte în societate, chiar dacă au existat sau nu existat reguli și chiar dacă la un moment dat, din nefericire, legislația noastră a fost prost făcută și parlamentarii ulterior au stat foarte mult până au găsit un text de lege care, atenție, și aici îmi este teamă că va ajunge spre o curbă așa de neconstituționalitate. Dar asta e o altă discuție, pentru că ce vreau să spun este că în momentul în care am rămas fără legislație pentru că legea sănătății publice practic a fost considerată parțial acolo pe acel articol extrem de important ca fiind neconstituțională, trebuia să ne aducem aminte ca stat, ca organe până la urmă care asigură tot ce înseamnă protecția civilă, protecția sanitară și așa mai departe, că există modificat acest text de lege de la infracțiunea de zădărnicire în combaterea bolilor și am avut implementată încă din starea de urgență și noțiunea de carantină și noțiunea de izolare și au fost acolo aduse niște îmbunătățiri textului de lege, ba chiar mai mult dacă știai că ești infectat și totuși nu te duceai să te internezi sau nu respectai recomandările, atenție, pentru că s-au transformat în recomandări, nu mai aveau puterea de a-i trimite pe oameni în spitale în mod forțat, erau doar recomandări, era tot infracțiune. Deci din punctul acesta de vedere, dați-mi voie cumva să nu fiu neapărat de acord cu domnul Andreica, puteau să facă un minim, dacă vreți, de demersuri, în așa fel încât persoanele care plecau din spitale, pentru că, să fim serioși, persoanele care au fost internate, chiar dacă au cerut să fie externate pe baza deciziei Curții Constituționale, se cunoștea adresa lor, exista o copie de pe buletinul lor, de pe cardul de sănătate, deci puteau cât de cât să fie monitorizate. Mai mult de atât, vreau să atrag atenția că chiar prim-ministru a spus, cred că azi dimineață sau ieri, nu mi-aduc aminte corect, că persoanele care au ieșit pe semnătură din spitale vor fi rechemate, vor fi căutate și rechemate pentru a sta acel interval de timp de 48 de ore la decizia medicului care face internarea. Dacă se vor opune, se va emite decizia din punct de vedere al DSP-ului și ulterior începe tot balamucul cu contestarea în instanță și așa mai departe. Din câte am înțeles de la alți specialiști, nu cunosc chiar toate lucrurile acestea și nici nu am de ce, dar am auzit în mediul public că noi am fi singura țară care am merge pe ideea asta ca medicul să capete un fel de valență de procuror, ba chiar mai mare decât a unui procuror, că procurorul spune stai 24 de ore după care te duc la instanță. Medicul cu legitimație de medic spune păi stai 48 de ore și vedem ce facem cu tine mai departe. Lucru care nu știu cât de legal o să fie considerat de către Curtea Constituțională. Pe partea cealaltă avem tot soiul de irresponsabili care odată depistați, bun, am înțeles, stai izolat în casă, nu asta e problema. Dacă ai posibilitatea să rămâi doar tu cu tine acolo și, bun, și cu familia ta, dar și ea să respecte exact aceleași reguli, nu cred că e o problemă. Dar să știi tu că ești infectat, să pleci pe propria răspundere din spital și să te vadă personalul medical prin mall, asta mi se pare de o demență ieșită din comun și mie mi-este teamă, am înțeles că avem iarăși un nou record. Recordul ăsta cred că o să începem să-l depășim și să-l batem, recordul negativ, pentru că nu e ceva pozitiv în discuția asta, de la o zi la alta. Vorbesc autoritățile de un interval de 2 săptămâni, că dacă vom respecta și vom fi cu minți între ghilimele, lucrurile vor merge pe direcția normală. Mie mi-este teamă că ce am auzit acum 2 săptămâni, că s-a pierdut de sub control toată treaba asta, începe să devină realitate. Dați-vă seama că DSP-ul nu mai face niciun fel de anchetă. Te depistează, ești pozitiv, te duci și te internezi, ok, nu se mai face niciun fel de anchetă. De ce credeți că am ajuns aici? Pentru că am avut o parte de legislație pe parte civilă care nu s-a mai regăsit în norma care trebuia să fie aplicată și pe partea cealaltă că acest număr de cazuri tot crescând, oamenii care lucrează în sistem acolo sunt aceiași. Chiar dacă există niște mențiuni că pot fi aduși pe perioade scurte de timp, dar în mare parte sunt cam aceiași oameni care lucrează și testele, fac și ridicările de probe, se duc și fac și anchete și așa mai departe. Deci, vedeți dumneavoastră, nu trebuia să stăm cât au trecut, 3 săptămâni, 2-3 săptămâni, nici nu mai știu de când s-a pronunțat Curtea Constituțională, nu trebuia să stăm și să dăm acest mesaj
care a fost extrem de negativ pentru întreaga societate. Bine, ei l-au primit în mod pozitiv că au putut să fugă din spitale și au putut să facă ce au vrut, dar statul trebuia să vină și să gestioneze cel puțin la nivel de imagine, la nivel de percepție, într-un totul și totul altfel chestiunea asta, pentru că de asta vedem mii de oameni care s-au externat, dreptul lor să se externeze, dar mai grav, că asta e cea mai mare problemă, care nu a mai respectat niciun fel de distanțare socială, niciun fel de carantinare, niciun fel de izolare la domiciliul lor. S-au dus la mare, cine știe ce a fost. Da, a fost o perioadă dificilă, dar eu mă întreb, de ce tocmai noi am ajuns în situația asta? Pentru că nu am văzut un asemenea scandal, de exemplu, în Spania sau în Italia, care Italia a stat închisă, efectiv, luni de zile. N-au fost discuțiile astea. Băi, ce? Ăia n-au Constituție? Că nu înțeleg de ce tocmai la noi s-a ajuns într-o astfel de situație. Noi care avem vai de mama lui sistem medical. Vreau să vă dau două paliere de discuție, două direcții de discuție. Vă dau un exemplu apropiat și drag nou, Grecia, spre exemplu. Întâmplător am un client acolo care mi-a spus exact așa: sigur, puteți să veniți în vacanță, treceți și pe la noi prin Atena, după care mergeți, mă rog, într-o ce stațiune vreți. Asta era o discuție de acum vreo 3 săptămâni, să spunem. Și în discuția respectivă omul mi-a spus așa: dom'le, au deschis terasa, niște vecini de acolo nu au respectat distanțarea socială, n-au respectat ordinele dispuse de către autoritatea lor sanitară, au închis terasa a doua zi și le-au dat și amendă 25.000 de euro. De aici atrageți dumneavoastră concluzia de ce în altă parte s-a putut altfel. Pe partea cealaltă, chestiunea asta a fost gândită prost de la început. Toate lucrurile, în orice fel de scară de valoare ai avea, încep de la mai puțin și se duc către mai mult. Sau dacă reușești să le ții la mai puțin, e foarte bine, e meritul tău ca stat. Noi am început de la o nebunie cu starea de urgență și i-am speriat pe toți, am paralizat economia. 20.000 de lei amendă? Când aveam câteva sute de cazuri, după care am relaxat totul, nu ne-a mai interesat și acum ne-am întors în situația în care de unde aveam recomandări, am început să-i băgăm pe oameni în spitale cu forța, cu medici pe care îi transformăm în procurori și situația cazurilor când ajunge la 1.000 de cazuri pe zi, sau bine, 1.000 de cazuri sunt niște statistici relativ oficiale. Eu garantez în funcție de testele care vor crește că vor crește și cazurile acestea. Niciun caz nu ne vom opri aici. Ele sunt mult mai multe. Deci totul este făcut de andoaselea și a fost făcut de andoaselea încă de la bun început. Deci de aia nu putem să vorbim de o normalitate. De asta nu putem să vorbim despre o, dacă vreți, chestiune care să curgă în mod natural și normal, pentru că noi le-am făcut invers. Sunt mulți dintre noi care nici măcar nu auziseră de termenul de stare de urgență. Nici nu știau ce înseamnă lucrul ăsta. I-au paralizat, au fost de-a dreptul înfricoșați când au văzut armata pe străzi. Știți, spre exemplu, că în tribunalul de la Galați, în momentul de față, când vrei să intri pe poarta de acces, te așteaptă un militar cu arma la piept și îmbrăcat în vesta aceea de Kevlar? Adică sunt niște chestiuni care, sau pe care dacă nu le gestionezi centralizat, riști să arunci o țară întreagă într-o degringoladă. Sunteți de acord, domnule Andrei, că la un moment dat lucrurile au părut un adevărat haos în țara asta și că abia acum, la mai bine de jumătate de an, sau de fapt la o jumătate de an a trecut de când ne confruntăm cu această problemă, înțeleg că din februarie a început această isterie și la noi, abia după o jumătate de an începem să avem și noi legi care să funcționeze. Domnul Cuculis e puțin sceptic că va funcționa și această lege, o să-l întrebăm imediat și de ce. Dar cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Da, e adevărat că multe dintre problemele care au apărut, problemele juridice în ceea ce privește reglementarea acestor situații, puteau fi prevenite, pentru că imediat după declanșarea stării de urgență, gândiți-vă că toate autoritățile statului s-au preocupat doar de acest fenomen. Eu mă îndoiesc că în acel moment nu puteau să îmbunătățească sau i-au pricinat să îmbunătățească cadrul legislativ în așa fel încât, iată, să nu mai folosim noțiunile și instituțiile juridice pe care le-am reglementat cu 15 sau 20 de ani în urmă. Pentru nu se că, mai pupă. Exact, nu mai sunt ancorate în realitatea de zi cu zi. Și de asemenea, evident, am avut acele situații în care și transparența decizională și dialogul social ce avea legătură cu
practic cu acest coronavirus, au fost suspendate, ceea ce însemna că putea în regim de urgență să adopte orice fel de măsuri sau să le îmbunătățească în așa fel încât, iată, să nu mai fim nevoiți ca acele articole din legea sănătății să fie declarate neconstituționale, să nu mai fim în situația în care ordonanțele militare să fie declarate neconstituționale. E clar, a fost un moment de panică și pentru autorități, pentru că, evident, probabil că inițial nu și-au dat seama de amploarea fenomenului, iar ulterior, fiind luați prin surprindere, au acționat în acea manieră, fără să o comentez, însă ulterior putea să îmbunătățească sau putea să se ancoreze, puteau să se ancoreze și mai mult în ceea ce înseamnă au durat, Constituție, drepturi? Au durat două săptămâni până când deputații așa PSD este. Și parlamentarii PSD au analizat, au întors pe toate părțile legea asta a carantinei și izolării. Lucru bun, într-adevăr, că n-ai cum să vii cu o lege care restricționează drepturile oamenilor fără să o analizezi pe toate planurile. Așa este. Dar toate lucrurile astea puteau fi făcute în momentul în care nu exista acea presiune, nu există acest interes politic până repede. La urmă și trebuia făcut evident haideți să repede. Identificăm un vinovat pentru tot acest haos. Nu știu dacă o să vă cer dumneavoastră să indicați vinovatul, dar s-a discutat în toată această perioadă și la noi la Realitatea Plus despre interferența politicului sau politicii sau politicienilor, nu a oamenilor statului, a politicienilor. Pentru că ei efectiv au făcut politică folosindu-se de o lege care putea salva viața unor oameni. S-a făcut prea multă politică pe acest subiect și credeți și dumneavoastră, la fel ca mine, că ăsta este unul dintre motivele pentru care astăzi, sau mă rog, până astăzi, totul a părut un haos generalizat. Am avut două săptămâni de haos în România. Haideți să o dăm pe față. Este evident și clar că toată lumea crede în specialiști. În astfel de momente, nu cred că putem să discutăm despre politică sau despre oameni politici. Trebuie să discutăm despre specialiști care sunt foarte bine ancorați în domeniile pe care le gestionează și specialiști de părerea cărora noi trebuia să ținem cont. Este evident acest lucru. Pe care specialiști, că ați văzut, PSD-ul a chemat în Parlament, nu vă bag într-o discuție politică, dar fac o precizare. PSD-ul a chemat în Parlament, într-o discuție din comisia juridică, un nei ca nimeni luat de pe stradă, care posta fotografii cu Putin călare pe urs. Haideți să fim serioși. Asta s-a întâmplat în România. Asta se întâmplă când întreaba polițistului bagi un open car, fără vreo jignire la adresa celor care creează astfel de obiecte, când întreaba avocatului bagi un bucătar, când întreaba jurnalistului, mă rog, aici sunt mulți jurnaliști care nu prea au ce căuta prin diverse lucruri, dar asta e altă chestiune. Dar asta vreau să arăt, că atunci când întreaba medicului se bagă oricine altcineva de pe stradă, se ajunge în haos. Asta trebuie să înțelegem noi românii. Că noi îl cităm pe cine a vorbit săptămâna trecută și a spus că virusul e vlăguit, Varujan Vosganian. Prietene, Varujan Vosganian este un om care poate vorbi despre politică, poate vorbi despre economie. Dar ce treabă are Varujan Vosganian să spună că s-a vlăguit virusul, domnule, că a murit? E leșinat virusul, domnule, că a zis, păi dacă a zis Vosganian, hai pe stradă toată lumea. Sau un alt parlamentar care a spus că în momentul în care ți se măsoară temperatura, practic îți sunt copiate datele Mitralier. Cu caracter personal, da. Deci domnul Mitralier a devenit și dânsul. Imaginați-vă asemenea declarații din partea unui om politic care teoretic a fost votat de oameni și are în spate un electorat care crede în el. Domnul Mitraliere de la PSD, ca să facem să delimităm lucrurile bine de tot pentru cei care ne urmăresc. Adică avem niște politicieni care dintr-o dată s-au gândit ei că sunt și epidemiologi, domnule. Pă, dar nu suntem noi foarte tari. Nu știu eu, Mitraliere, cum stă treaba în România cu coronavirusul, că ți-a am antenă 5G. Nu, a zis că sunt unii care credeau că antena, mă rog, țârmulița aia de la mască e de fapt o antenă 5G. Am văzut cu ochii mei discutându-se chestia asta. Păi e clar că înseamnă că nici nevestele unora dintre ei n-ar trebui să mai poarte sutiri, că și sutienul are o sârmă și ăla transmite 5G. Deci e ceva incredibil ce se întâmplă în țara asta. Acum vorbim așa că pe net îmi permit că nu mă mai sancționează CNA-ul. Domnule Cuculis, revin la dumneavoastră. Haosul legislativ a creat monștri, sau mă rog, ne-a arătat niște monștri, dacă e să o luăm așa. Da, îi creează și va crea în continuare. Dați-mi voie să vă spun că mă rog să nu apară niște conflicte generalizate între medici
și cei care vor trebui tratați. Și aici o să vă spun imediat și de ce. Închipuiți-vă puțin sistemul, sau mă rog, legislația, cum arată în momentul de față. Tu te duci, că ai niște simptome, vrei să îți faci o verificare, medicul îți spune, stai puțin că nu mai pleci de aici. Tu îi spui, bă, uite că o să plec, că doar nu o să-mi pui tu cătușele. Eu am vorbit cu destui specialiști care au spus, noi nu suntem puși aici să facem inchiziție, nu suntem puși aici să punem cătușele pe mâinile oamenilor, însă oamenii așa vor vedea lucrurile acestea. Și atunci o să apară acest conflict generalizat între cei care vor spune, nu poți să-mi dai tu vreo decizie să rămân internat în spital, legea o să-i contrazică. Pe partea cealaltă, în momentul în care medicul constată refuzul, este obligat să se ducă frumos, procedura e reglementată separat, normele metodologice, treaba lor, să ia legătura cu DSP-ul, DSP-ul în două ore emite o decizie. Și acum vin să vă întreb eu pe dumneavoastră, cine o să primească tratamentul sau de către cine o să fie investigat medical personajul care a făcut un întreg circ și a spus că el nu se internează. Nu tocmai de către persoana medicului care a făcut solicitarea către DSP să fie luată măsura internării sau orice altă măsură de genul acesta de restricționare a accesului liber în societate. Și atunci să vă țineți bine ce conflicturi să apară între cele două persoane și medicii probabil și pe bună dreptate vor spune, domnule, nu mai putem și nu avem cum să lucrăm în condițiile acestea. Unde mai puneți că în momentul de față, că vorbeam despre haos legislativ, spuneți-mi și mie, o familie monoparentală, pentru că credeți-mă, sunt mulți în societatea asta și trebuie să vă gândiți cât se poate declar la ei. Ce va face o mamă sau un tată, spre exemplu, care va ajunge să fie internat forțat pentru că nu are nicio altă opțiune și trebuie să facă și el vrea să facă contestația la lucrarea respectivă a DSP-ului care l-a internat forțat. Cum o să facă lucrul ăsta dacă el nu are un telefon performant, spre exemplu, unitățile spitalicești nu ne închipuim că o să vină cineva la tine cu laptopul sau cu tableta sau mai știu eu cu ce să te pună pe tine să faci contestația s-o trimită la instanță. Nu vedeți că toate sunt făcute chiar de andoaselea? Au stat degeaba două săptămâni, ascultați-mă ce vă spun. Avem emisiunea înregistrată și ne mai auzim într-o lună de zile dacă legea asta nu se întoarcă de la CCR schingiuită și o să pice în bloc, pentru că să nu au parte faptul că n-are avizul CES-ului, sunt niște chestiuni de tehnică legislativă. Domnul Muzgoș, ca să poți să faci o lege în țara asta, nu știu cum e în altă parte, eu știu cum e la noi, trebuie să știi o unică lege, cea care îți spune care e tehnica legislativă, ce avize ai de luat, la ce consiliu trebuie să te duci, ce norme trebuie să respecti. Păi dacă tu nu știi lucrurile astea, cum să scoți o lege? Și în completare, da, gândiți-vă mulțumim, că toate aceste domnule prevederi... Cuculis, într-adevăr, revin la dumneavoastră, domnule Andreica. Mulțumim, domnule Cuculis, pentru această intervenție. Domnul Cuculis, o să-l vedeți în câteva momente și la Realitatea Plus. Noi continuăm discuția, domnule Andreica. Gândiți-vă că, în completare a ceea ce a spus, până la urmă, cine va fi, cine vor fi cei care îl vor interna cu forța pe acel pacient? Polițiștii. Polițiștii cu o pereche de mânuși și cu o mască pe față. Atât. În condițiile în care ei vor trebui să intre în contact cu el, să pună mâna pe el, să-l imobilizeze, păi să-l identifice, nu era treaba DSP-ului și asta. Să-l conducă. Treaba DSP-ului este să stabilească pe baza anchetei epidemiologice cu ce persoane a intrat în contact și să dispună măsurile. Okay. Dar mai departe, ei își iau mâna de pe această situație, păi, și o pasează poliției. De la ambulanță care trebuie să facă asta. De ce trebuie să facă polițiștii? Păi nu, nici oamenii de la ambulanță nu fac. Adică, nu știu, vă dau exemplu bolnavilor psihic, care în momentul în care ei trebuie să fie internați, ambulanțierul sună la 112, stă deoparte și așteaptă să vină polițistul să-l imobilizeze și să-l introducă în ambulanță. Asta se întâmplă în realitate. Și atunci, sigur că... de ce polițiștii care merg la astfel de intervenții nu sunt dotați cu la fel ca medici? Păi nu vedeți că polițiștii sunt deja folosiți pentru orice lucru? Oriunde avem un vid legislativ, trimitem poliția la ușă ca să-i speriem pe cetățeni. De ce? Un pic și duceau și lumină de la... Exact, duceau și lumină de Sfintele... Nu... E foarte dificil să gestionăm aceste practic... acest fenomen, pentru că până la urmă, dacă sunt polițiști care vor spune, domnule, refuz să mă expun, vor fi arătați cu degetul și vor spune, uite, primește salariul degeaba și nu înțelege să facă și el sacrificiu sau efort. Dar asta nu înseamnă sacrificiu sau efort. Asta înseamnă prostie. Pentru că în momentul în care vom avea, și deja au început focare, au început focare la Olt, au început la Cluj, au început în multe inspectorate de poliție, vom vedea că nu vom mai avea polițiști. Adică dacă nu protejăm oamenii din linia întâi în așa fel încât să ne putem folosi de ei mai mult timp, îi vom scoate pe linie moartă, îi vom izola și vom constata că avem tot mai puțin polițiști
Pentru că, evident, unde nu sunt măsuri de protecție și nu sunt norme clare, vor exista vulnerabilități și riscuri. Ce măsuri de protecție sunt acum în vigoare pentru polițiștii care intervin, de exemplu, la astfel de cazuri? Preluarea unui pacient care trebuie introdus în carantină și care, practic, nu vrea. În acest moment pot să vă spun că în afară de mască și mănuși, polițiștii nu au absolut nimic altceva la dispoziție. Adică ei pot fi scuipați fără niciun fel de problemă? Pot să fie scuipați, până la urmă pot să ajung sub o formă sau alta să-l ia în brațe pe acel individ, să-l imobilizeze. Exact. Adică îți cade masca, pentru că ce să vezi, nu stă masca. Exact, adică nici nu se pune problema despre un costum impermeabil, așa cum vedem în acele izolete că are personalul medical, care de jos până sus, începând de la ochelari de protecție, bonete, inclusiv încălțămintea propriu-zisă, pentru că vă dați seama, și în rândul polițiștilor există această frică. Nici ei nu vor să ducă acasă virusul. Să nu mai spun despre faptul că pe durata stării de urgență, de exemplu, deși ni s-a promis de către Ministerul de Interne, asemenea conducătorilor de tir, de exemplu, care intrau în țară și se puteau caza în moteluri sau în spații destinate pentru acest lucru, ni s-a promis că și polițiștilor li se va pune la dispoziție pentru a nu merge acasă cu virusul. Nu s-a întâmplat acest lucru și am avut situații critice în care polițiștii au fost nevoiți să doarmă în mașini. Și au dormit 4-5 săptămâni în mașină de frică să intre în locuință, pentru că în locuință aveau părinți, aveau socri, aveau bunici, aveau copii și aveau ceilalți membri ai familiei. Și sigur că și pe uniformă poți să, sub o formă sau alta, poți să iei acest virus și să-l dea mai departe. Și am avut multe situații critice. Să ajutăm și pe oamenii care ne urmăresc și care sunt responsabili, au respect față de semenilor, să învățăm cum să interacționeze zilele astea cu un polițist. De exemplu, am avut ocazia weekendul acesta să merg la mine la Buzău, la Nehoi, unde într-adevăr toată poliția era pe stradă, inclusiv la ieșirea din supermarket, echipajele se plimbau prin oraș, pentru că așa mi se pare normal, era o echipă formată din doi polițiști la Nehoiu, încă un jandarm și verificau, erau tot timpul pe străzi. Lucru care m-a bucurat. Pe de altă parte, am văzut că oamenii, în momentul în care sunt opriți, de exemplu, pe stradă cu mașina, se dau jos din mașină, discută, se apropie de polițist. Cum e normal în această perioadă? Cum ar fi normal să interacționezi cu polițistul în momentul în care te oprește cu mașina? Da, este o problemă foarte mare, pentru că ne-am atras atenția, lipsește cu desăvârșire educația civică, începând de la clasele cele mai mici. Dacă ne uităm în celelalte țări, vedem cum copiii sunt învățați chiar de la grădiniță, cum trebuie să traverseze strada, ce pățesc dacă nu traversează strada prin locuri special amenajate și ce efecte are legea față de nerespectarea ei. Lucru care la noi nu se întâmplă. La noi, în momentul în care polițistul solicită legitimarea unei persoane, practic, carte de identitate, vedem mulți cetățeni care spun: domnule, dar n-ai niciun drept să-mi ceri cartea de identitate. Asta mi se pare genial. Carte de identitate care, atenție, nici măcar nu aparține persoanei, ci aparține statului. Atunci pentru ce o ții? Să-ți faci aparține credit? Aparține statului. Da. Da. În fine, recomandările noastre sunt clare. În momentul în care vorbim despre situațiile polițiștilor rutieri care opresc în trafic, da, autoturisme, este important ca geamul să-l dăm 5 cm jos, în așa să-l fel încât folosim ca pe o vizieră. Ca pe o vizieră, exact, și doar pentru a ne auzi sau doar pentru a putea interacționa în ceea ce privește, discuțiile pe care le avem propriu-zise, motivul pentru care a fost oprit, ceea ce solicită polițistul. Actele nu se dau în mâna polițistului, doar în situațiile de excepție în care trebuie să rămână la el, cum ar fi în care trebuie să rămână la el permisul de conducere, exact. Se atașează pe geam. La fel, distanța trebuie să fie una corespunzătoare, să ne și auzim, dar în același timp să avem și o distanță corespunzătoare de protecție. Evident, masca trebuie folosită. Deci chiar dacă ne aflăm la volan, civilizat, normal, firesc în această perioadă, ar fi ca în momentul în care suntem opriți de poliție să ne punem masca pentru a purta această discuție cu polițistul. Evident, evident. Sigur, în situația în care vedem că conducătorii auto nu poartă mască, polițiștii de multe ori o să-i vedeți că fac un pas în lateral, în așa fel încât să nu fie în direcția în care vorbește conducătorul auto, tocmai pentru a preveni posibila infectare. Și de asemenea, este foarte important să evităm cât mai mult interacțiunea cu polițistul. Și la fel și polițistul cu cetățeanul. Pentru că nu suntem în situația în care
putem să stăm la povești sau să ne arătăm nemulțumirea sau știu eu. Da. Interacțiunea cu cetățeanul trebuie să fie scurtă. Dacă suntem nemulțumiți de măsurile luate, avem la dispoziție instanța de judecată, deci sub nicio formă nu ne facem justiție singur, în stradă și nici nu încercăm încă să convingem. Încă o chestiune foarte importantă. Ce facem dacă suntem simpli cetățeni și mergem într-un supermarket în care cineva refuză efectiv să poarte masca? Nu e dreptul nostru să sancționăm persoana respectivă, nici măcar să-i atragem atenția. Ce ar fi normal și legal să facem în această perioadă pentru a preveni astfel de comportamente? Sigur, am tot vorbit în această perioadă despre ceea ce este... Ca să ne ajungem la scandal. Da, despre ceea ce este legal, moral și normal. Ca cetățean, pentru a-ți exercita spiritul civic, ca să spun așa, sigur poți să-ți ceri scuze și să spui, să rogi persoana să poarte masca corespunzător, însă fără a insista și fără a deveni, nu știu, violent sau cumva să o ia ca pe un fel de ordin asupra sa. De asemenea, putem opta pentru anunțarea agenților de securitate din magazin, pentru că ei au o responsabilitate. Care, la rândul lor, nu pot da persoana respectivă afară, înțeleg? Așa este. Și nici nu o pot obliga să poarte mască. Pot, cine în schimb, poate... să interzică accesul în magazin, în situația în care constată... Cu dreptul de a selecta clientela? Exact. Și de asemenea, și dacă este în magazin și ulterior refuză să poarte masca, agentul de securitate poate să-l invite în afara magazinului pentru că nu respectă regulile magazinului respectiv. Și am văzut și la acel supermarket acel scenariu premeditat cu acele persoane care la rândul lor încercau să atragă atenția altora și să creeze cumva un grup acolo ca să, la rândul lor, să creeze acel conflict. Erau tot niște domni simpatizanți ai domnului Putin. Da, mă rog, și acolo cred că... Da, așa este. Și în aceste adică dacă te uiți cine mediatizează intens astfel de cazuri și când scrie Sputnik, deja îți dai seama de unde provine toată treaba. Bun, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru această dezbatere din care sper că oamenii au înțeles măcar cum să interacționeze cu oamenii legii în această perioadă. Telespectatorii noștri trebuie să înțeleagă și să-i facă și pe ceilalți să înțeleagă că și polițistul are familie, și polițistul se teme, la fel cum ne temem și noi, și că în momentul în care interacționăm cu un polițist, ar fi indicat să nu-l scuipăm și dacă se poate și vrem să purtăm o discuție civilizată, să purtăm mască. Dacă ne-am oprit în trafic, deschidem ușor geamul de la mașină, nu de tot, ne așezăm masca, purtăm o discuție, înmânăm actele dacă ni se cer, dacă nu, le afișăm pe geamul mașinii. Sunt și alte lucruri despre care am putea discuta, despre nevoia de oameni angajați în poliție în perioada următoare. Vom vedea și dacă guvernul se va gândi să redeschidă aceste proceduri sau să le amplifice, mai ales acum când avem atât de multă nevoie de oameni în toate instituțiile de forță, poliție, jandarmerie și iată, sunt și altele. Mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit și astăzi. România în realitate a ajuns la final. Mulțumim domnului Cosmin Andreica. Mulțumesc și eu pentru invitație. Zi frumoasă să aveți și respectați regulile ei pentru sănătatea dumneavoastră totul.